ăștia uită să mai fie și ei un pic mai romantici, așa. Și eu zic mereu, fiindcă am ales amândoi să nu trăim unul cu altul. Vreau să ne simțim ca și cum am fi locuiți mereu. Știu că au trecut 8 ani și 8 ani s-a săturat, nu că s-a săturat, e altfel de dragoste, nu? Dar dacă am hotărât așa și fiindcă am hotărât așa amândoi să trăim unul de partea de altul ca să nu ne certăm mereu și să avem o viață mai liniștită, vreau să mă simt așa, de câte ori ies din casă cu el, că nu ies în fiecare zi, așa, de vreo 2 ori pe săptămână, îl văd, bine, mai îl văd și în cursul săptămânii așa pentru cafea, pentru așa, mai rar, dar oricum. E, eu în zilele alea vreau să mă simt așa o prințesă, să fiu așa adusă ca pe o prințesă, pentru că acasă la mine deja am eu destule probleme, trebuie să mă gândesc la toată familia, trebuie să fac tot eu în casa aia, pentru că, bine, nu vorbesc de curățenie sau de astea, pentru că săraca mama mea e o mână sfântă acasă la noi, face mâncare, face curat, calcă, face tot și a lucrat până acum o lună. Și acum i-am zis, gata, mamă, rămâi acasă și săraca și acasă nu stă deloc. Mă refer în general, du-te, oriunde trebuie să, să facem ceva, numai eu mă duc la doctor, la primării, la avocați, la comercialist, la oriunde. Și, bine, și cu Mateo, nu e ușor. Eu sunt fericită că am 2 copii, sunt la, eu pe Mateo îl ador din tot sufletul. E viața mea, eu numai când vorbesc de el îmi vine pielea găină pe mine. Dar nu e ușor, nu e ușor și mai ales să te uiți la el așa, să-l vezi, că spune, mama, mă doare, mama, nu mai pot, mama, dar de ce eu trebuie să sufăr mereu? Și toate chestiile astea așa, nu e greu pentru o singură persoană să întâmpine, nu e ușor nici pentru două. Și când ies din casă, vreau să mă simt așa, liberă, un pic relaxată, să mă încarc ca cu bateriile, nu? Așa aș vrea să mă simt eu când ies cu Marco. Și de unde? Că trebuie să mă bat și cu el, să mă cert și cu el, că e, ei spun că e de la țară, că e de la oile, cum îi spune, cioban. Că Marco e așa, dintr-o bucată, nu prea le are el pasta cu romanticism, cu asta. Bine, sunt 8 ani de când stau cu el și a fost mereu așa. Dar câteodată are și el momentele alea, odată de 2 ori pe an îl ia și pe el așa, dar zic, nu pot să fie așa un pic mai des. Trebuie întotdeauna să zic eu, ai mă Marco, el e așa, el zice că mă iubește mult de tot, că sunt iubirea lui, că... Și eu sunt nebună rău, eu mă cert, fac scandaluri mari cu el. Pentru că eu sunt una așa care acționează, pleacă cu instinctul, fără să se gândească. Și eu, și la more, stai tranquila. Înseamnă să stai liniștit. Pentru că mă enervez. Și măi nene, mama, cum e posibil așa ceva? Să nu-ți fie și ție drag să mă pup pe stradă, să nu zic să cine știi ce să faci pe stradă, dar așa să fii și tu, nu el tu e vorbește tu să îți dă mâna așa când și-a duce aminte. Și mă enervează, e așa, e în cioban, e de la el. Zici că ai dus cu oile. Aș vrea și eu să fiu așa. Nu, lui trebuie să-i spui tot și faci la mine. Da, dar eu nu știam, nu m-am gândit. Scuză-mă, îmi face mereu așa. Și mă enervez. Dar deja
seama, mă enervez eu că mă enervez singur, că pe el nu e doar în cur, că pe aici intră și pe aici iese. Dar asta este. Fiecare cu defectele lor. Eu sunt o nebună că țip și el e un nebun că nu pricepe că am nevoie de un pic de... cum să zic așa, am nevoie de el ca să mă regenerez. Pentru că normal, dacă eu stau bine, stă bine și copiii mei, stă bine și el, stă bine toată lumea. Da, au. Deja m-a sunat mama. Deci e târziu, din copiii la școală. De fapt, nu se lasă să începe jos. Mi-e drag că să începe jos, că anul trecut fata mea face limbi străine. Și în anul 2 până în anul 2, că în Italia se fac 5 ani de liceu, în anul 1 până în anul 2 au făcut într-altă parte liceu, aceeași școală, are două secții, una într-o parte, una într-altă. Și trebuia să o duc eu în partea alaltă în fiecare dimineață, nu era departe, ca un kilometru de casă, dar era o stradă, cum să zicem, în sus așa, și zicea că leșină. Că eu prea opositor să ia pe stradă aia și trebuia să o duc și să o aduc. După aia luam pe Mateo, îl duceam și eram stresat. În schimb, anul ăsta, școala o are mai lângă noi în partea asta, fără să urce dealuri. Și se duce pe jos, se întoarce pe jos. Și mă simt și eu mai nestresată dimineața, pentru că să fugi într-o parte și aici e un trafic dimineața de leșin. Pentru că sunt multe școli și străzile sunt strimte și uite așa. Hai că m-am răsuflat un pic, ce bine e să vorbești despre ceea ce ai pe suflet. Chiar dacă nu ai pe nimeni în fața ta, dar știu că pe urmă mă ascultați voi acolo. Și mă simt un pic mai bine, că mie nu-mi place să fiu supărată, nu-mi place să țiu botul, nu-mi place să mă înnerbucea, nu-mi place, mie îmi place să râd, să fiu fericit mereu. Știu că viața nu e simplă, dar eu încerc întotdeauna și la copiii mei să le transmit pozitivitate. E o fată dizabilă care aici cu noi am salutat-o. Se duce aici cei peste 18 ani care au dizabilități, se duc la un centru de ăsta de zi și fac acolo gimnastică, fac activități recreative. Am ajuns acasă. Ne vedem mai târziu. Buongiorno! Bună ziua! Bună ziua! Hai că am mai căzut și o nițel astăzi. Era o groapă și mi s-a dat piciorul într-o parte și am căzut cu genunchiul. Mateo râde, dar pe mine mă doare. Nu, s-a preocupat sărăcuțul că era lângă mine cu gropile voastre. Trebuie să țin încălțări cu șiret, ca bătrâni, ca să nu... că eu sunt împiedicată rău. Acum o săptămână am ieșit în papuci să-l duc pe Mateo și ploase cu o zi înainte și niște drăgușori de copii a pus un carton în fața blocului și cartonul ăsta s-a îmbibat de apă. Și eu, când am, după ce m-am întors la școală de la Mateo, am alunecat pe cartonul ăsta, că eram în papuci, mi-a fost și vina mea, și am căzut să mă omor. Și m-am dus acasă, am pus gheață în genunchi și la o gleznă stângă. M-am pus eu acolo în genunchi, asta e, m-am pus în genunchi, mi-am pus gheață și după două ore am scăleșit, nu mai puteam să mai merg. Și m-am dus la urgență, mi-a făcut radiografie, dar n-aveam nimic decât mi-a spus că e o leziune acolo. A trebuit să stau gheață, vreme cu minut. Și astăzi iar am căzut
și iar tot pe genunchi. Nu mai gata, arunc sandalele, arunc încălțările cu nițel toc și trebuie să-mi pun nene. Ia uite ce e aici. Trebuie să-mi pun încălțări cu... cu șireturi, talpa joasă, bab. Haideți mă că închidem clipul aici. Vă pupucesc și ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like, like și să-mi lăsați în comentarii dacă vă plac vlogurile noastre.